Vrăjitorul din os, capitolul 20, în țara de porțelani. În timp ce omul de tinichea lucra la scară, Dorothy se culcă, fiind foarte obosită. Toto și leul s-au tolonit și ei lângă Dorothy, iar sperietoarea de ciori îl privea pe omul de tinichea cum lucra sârguicios și între timp medita în sinea sa astfel. Nici cum nu reușesc să înțeleg care e rostul acestui zid, și de fapt de ce e aici și din ce e făcut. Nu te mai gândi la asta, prieten drag. În curând vom vedea ce este de partea cealaltă, răspunse omul de tinichea. Nu peste mult timp scara a fost terminată. Atunci i-au trezit și pe ceilalți să escaladeze împreună peretele. Zidul a fost urcat prima dată de sperietoare. Urca foarte încet și stângaci, dar când a ajuns în vârf, și s-a uitat ce pe partea cealaltă, a scos un țipăt de uimire. Vai! Nu te poți opri, du-te mai departe, îi spuse Dorothy. Atunci sperietoarea se așeză sus pe zid și așteptă ca și ceilalți să o urmeze. A doua sosi Dorothy și la vederea priveliștii strigă și ea. Vai! Și de uimire gura îi rămase căscată. Al treilea a urcat Toto sus pe perete și imediat s-a pus pe un lătrat plin de zel, încât Dorothy abia a putut să-l liniștească. După Toto i-a venit rândul leului, iar apoi omului de tinichea. Nici ei nu au omis acel vai când au ajuns sus și s-au uitat împrejur. În fața lor se întindea o priveliște nemai întâlnită până atunci. O câmpie imensă, toată albă ca neaua, netedă și lucioasă, precum o mare farfurie de porțelan, toată în culori vesele și vii. Chiar și cea mai mare căsuță de-abia ajungea până la înălțimea lui Dorothy. De case aparțineau mici anexe, grajduri și depozite. Pe câmp, vaci minuscule, cai mici, purcei și găinușe, pășteau și alergau. Toate erau din porțelan. Chiar și locuitorii acestei lumi ciudate păreau foarte interesanți. Erau păstori și păstorițe, saltimbani și fii de împărat, cu haine în toate culorile. Erau mici de statură, cel mai înalt abia ajungând până la genunchii lui Dorothy. Nu doar paleta de culori a hainelor era foarte variată, dar și forma lor. Chiar și pantofii erau foarte diverși, pornind de la cei mai simpli papuci și până la pantofi cu vârful ridicat, ori cu ciucuri sau chiar cizme și opinci. Puteau fi văzute aici toate tipurile de încălțări. Și forma căciulilor era foarte variată, pornind de la pălăriile plate și până la cele ascuțite. Se găseau acolo de toate felurile. Dar ce era cel mai interesant era faptul că atât oamenii, cât și îmbrăcămintea lor, erau toate numai din porțelan. După ce au admirat destul ciudata priveliște, au vrut să ridice și scara, pentru a o trece pe partea cealaltă a zidului, ca să poată coborî pe ea. Dar aceasta era foarte grea și nu puteau clinti. Să sărim, sugeră sperietoarea și un elan brusc se și aruncă de pe perete. Ceilalți au sărit după ea, ca să nu se lovească în porțelanul tare. În schimb, au avut mare grijă să nu sară pe capul sperietorii, ca nu cumva să se taie în mintea lui Ager, adică în lamele aflate în capul de paie. În urma aterizării, sperietoarea se făcu plată și apoi prietenii i-au scuturat bine paiele ca să-și revină. Trebuie să străbatem cumva această țară ciudată, dar trebuie să menținem în continuare direcția către sud, spuse Dorothy. Au pornit-o deci prin țara oamenilor de porțelan. Inițial s-au întâlnit cu o fetiță de porțelan, care tocmai mulgea o văcuță tot din porțelan. Când a apărut grupul de drumeți, atât fetița cât și văcuța se speriară de-a binele. Îngrosită, văcuța dădu cu piciorul lângă leata în care se adunase laptele și răsturnă și scaunul de mulți pe care stătea fetița. Toate acestea au fost însoțite de o mare larmă și Dorothy
observă îngrozită cum un picior al făcuței de porțelan se rupse, iar fetiței se fisurase cotul de porțelan. Ce faceți?" strigă la ei fetița de porțelan. Ați băgat groaza în văcuța mea și acum mi s-a rupt piciorul. Trebuie să o duc în atelierul de reparații ca să-l lipească." Nu te supăra pe noi," se rugă de ea Dorothy. N-am avut intenția să te speriem nici pe tine, nici pe făcuța ta." Dar fetița de porțelan nu răspunse. Apucă furioasă piciorul rupt al văcuței sale și plecă nervoasă, în timp ce văcuța șchiopăta în urma ei pe cele trei picioare rămase. Lui Dorothy îi părea rău pentru cele întâmplate. S-au pus cu toții de acord că atâta timp cât sunt în această țară să fie foarte atenți și să aibă mare, mare grijă, căci acestor omuleți fragili pot să le provoace mari pagube prin prezența lor. Cum înaintau ei, o superbă fată de împărat din porțelan se îndreptă către ei, hainele ei fiind colorate în culori incredibile. Cum fata de împărat văzu străinii, se sperie așa de tare că o luă imediat la fugă. Dorothy ar fi vrut să explice că nu are de ce să se teamă și a început să fugă după ea și să o strige cu voce tare pentru a se opri. Dar fata de împărat gonea și mai tare, strigând disperată către Dorothy. Nu mă urmări, nu fugi după mine! Vorbea pe o voce atât de subțire și de speriată, încât Dorothy se opri din alergat și o întrebă. De ce? Nu vreau să-ți fac rău! Se opri și fata de împărat de porțelan, la o distanță destul de mare, și spuse. Dacă alerg, pot cădea cu ușurință și mă fac bucăți. Da, dar pot să te lipească la loc, nu? Întrebă Dorothy. Da, mă pot lipi, dar după lipire îmi dispare frumusețea originală, spuse fata de împărat. Te înțeleg, răspunse Dorothy. Uite, de exemplu, trăiește printre noi un măscărici, Nenea Șoti, care s-a spart de atâtea ori până acum în tumbele și cascadoriile sale, încât arată foarte peticit. Uite-l, tocmai vine, spuse fata de împărat. Dorothy se uită în acea parte și observă un măscărici de porțelan care se apropia de ei cu mișcări ușoare. Hainele erau foarte frumoase, străluceau în culori de roșu, galben și verde, dar era plin de răni lipite. Măscăriciul brusc își umplu fața cu aer, făcu o grimasă hazlie, apoi bolborosi o poezioară. De ce-l privești ca prostul pe Nenea Șoti și Gubățul? N-ai văzut până acum de aia ce petrec de ziua până noaptea? Dragă măscărici, te rog să taci, au venit oaspeți în țara noastră, fii respectuos față de ei, îl admonestă în ritm alert fata de împărat. Dar ăsta nu e respect? Întrebă măscăriciul și după o tumbă rapidă se puse în cap. Nu îl băga în seamă pe Nenea Șoti, râse fata de împărat. I-a crăpat și capul de mai multe ori. De aceea e așa șugubă țărmanul. Nu e nimic, zâmbi Dorothy. Dar apoi îi veni brusc o idee și continuă astfel. Tu ești atât de frumoasă, n-ai vrea să vii cu mine acasă în Kansas? Ai fi o podoabă minunată pentru dulapul mătușii mele, Emily. În coșul meu mai încăpea perfect. Atunci aș fi foarte nefericită, răspunse fata de împărat. Știi, noi aici trăim veseli și fericiți. Putem să ne mișcăm în voie, să vorbim. Dar dacă unul dintre noi pleacă de aici, este dus undeva ca podoabă sau este pus într-o vitrină, atunci încremenește pe loc, așa cum ai văzut și tu pe unde ai trecut și nu va mai putea niciodată să se miște. Iar viața unei podoabe încremenite este plictisitoare. Nu are nicio treabă, nu e bună de nimic decât să fie admirată. Viața noastră e aici, în propria noastră țară, în țara de porțelan. Deci mie îmi face cel mai mare bine dacă mă lași să trăiesc mai departe aici, în pace. Nu te supăra, n-am vrut să te jignesc și nu vreau să te fac nefericită,
răspunse repede Dorothy. Eu mă duc. Trăiește tu aici în pace pe mai departe, în țara de porțelan. Dumnezeu să te binecuvânteze, își l-a rămas bun și fata de împărat de porțelan. După ce au mai mers o oră, micul grup a ajuns pe partea cealaltă a țării de porțelan. Pe parcursul drumului s-au întâlnit cu numeroase figurine ciudate, dar toate au fugit și priveau de la o distanță confortabilă la străinii, care nu arătau totuși a fi de rea credință. Considerând că n-ar fi de bun augur săriște să se sparg. Zidul de porțelan care limita celălalt capăt al țării nu mai era atât de înalt ca și primul, așa că, urcați pe spatele leului, cu toții au putut să se cațere până sus pe zid. Când toată lumea a urcat, și-a luat și leul având să sară pe zid, dar în timpul săriturii din greșeală a atins cu coada turnul bisericii de porțelan aflat în apropiere, care s-a spart în mii de bucățele. O, ce păcat, suspină Dorothy. Cu toate astea, am trecut destul de bine prin țara de porțelan. Am spart doar piciorul unei văcuțe și acum turnul acestei biserici. Acum mă bucur că eu sunt din paie și nu sunt atât de fragil, spuse sperietoare. Sunt lucruri pe lumea asta mult mai rele decât acela de a fi făcut din paie.